de sectoare și evident că scopul acestei strategii este, dincolo de a fi însăși un instrument, este și acela să ne asigurăm de câteva lucruri. Odată că nu putem să devenim, că nu este un comportament lucrativ să trăim din infracțiuni și că dacă, bun, trăim din infracțiuni, societatea este echipată să ia înapoi ceea ce i s-a furat societății. Eu, ca ministru, am spus și în cursul dezbaterii de astăzi, afirm și acum, am, odată ce s-a adoptat această strategie, două obiective foarte mari. Una, să mă asigur că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate realmente va funcționa așa cum spune legea și, doi, că vom reuși la nivel de legislație să transpunem Directiva 42 pe 2014, astfel încât să facem posibilă confiscarea extinsă. Și spun asta...